Bună seara! E trecut de ora 7. În fiecare seară vă invităm pe Unde Verde să discutăm despre ecologie, despre drepturile omului, ceea ce preocupă mai mult cetățenii în ziua de azi. După cum vedeți, în locul siglei partidului azi am afișat drapelul cu roată de căruță pentru că pe 8 aprilie se marchează Ziua Internațională a Romilor. Și cum Partidul Verde e foarte prietenos cu diversitatea, cu drepturile omului, cu egalitatea de gen, vom marca când ajungem și 8 martie. Marcăm azi, nu neapărat festiv, și Ziua Internațională a Drepturilor Omului. Cu această ocazie am invitat-o și mă bucur că a acceptat invitația colega mea de breaslă, jurnalistă, prezentatoarea emisiunii pentru romi de la Televiziunea Națională din Republica Moldova, doamna Elena Sârbu, și colegul meu Silviu Dumitru, coleg de partid care va reprezenta cumva și Unda Verde. Doamnă Sârbu, înțeleg că conform statisticilor, conform sondajelor, etnia romă e supusă discriminării. Înțeleg că nu puteți stați mult cu noi, de aceea mă grăbesc să vorbesc cu dumneavoastră. Etnia romă e supusă marginalizării în continuare, nu mai spun de ce s-a întâmplat în trecut, în istorie. Totuși, dumneavoastră reprezentați ca și cum o acțiune a statului, sunteți angajată la Televiziunea Națională, faceți o emisiune pentru romi, în limba romilor. S-ar părea că e o formă a statului de încercare de integrare a romilor. Ce frecvență are emisiunea dumneavoastră? Cum poate fi găsită? Și dacă limba romă vorbită acolo peste prut e înțeleasă și dincoace de prut? Bună seara! Oleg, îți mulțumesc foarte frumos pentru această inițiativă și pentru oferirea platformei de a avea o discuție ca oamenii să cunoască mai multă informație despre romi, deoarece unul din motivul discriminării probabil ar fi și neștiința. Deci oamenii nu cunosc pe cei care locuiesc alături de ei, care conviețuiesc de zeci de ani, de sute de ani alături, nu-i cunosc și din cauza aceasta și există discriminarea. Din cauza aceasta există și marginalizarea. Dar asta este doar un factor, că pe lângă astea sunt multe altele. Da, sunt jurnalistă, sunt prezentatoare și autoare emisiunii pe Talo Romano de la Moldova 1. Deocamdată, mulți ani la rând, de fapt, este unica platformă media care oferă posibilitatea ca istoriile de succes, ca problemele sociale și nu numai, pot fi auzite, pot fi văzute și în cadrul acestei emisiuni televizate. M-am străduit de-a lungul anilor ca în cadrul acestei emisiuni să nu cântăm și să nu dansăm. Nu din cauza că mi este rușine, nu, nu. Doar din cauza că este un romantism atunci când merge vorba de comunitatea romă. Chiar astăzi, pe pagina mea de Facebook, am postat o simplă postare și am zis: astăzi este ziua romilor, dar eu mă bucur că acest COVID a ajuns, să mă iertați, vă rog frumos, a ajuns și în Republica Moldova doar cu un singur scop. Fiindcă astăzi televiziunile nu arată, fiindcă este 8 aprilie și este Ziua Internațională a Romilor, și astăzi televiziunile nu vor arăta cântecele și dansurile rome. Astăzi nu vom discuta despre fustele mari și frumoase și strălucitoare pe care, din păcate, de deseori le îmbracă și non-romile, femeile non-rome, și apar și... Asta este un romantism. Eu sunt foarte categoric împotriva acestor prerogative, deoarece ele duc cumva la imaginea falsă pe care o are o femeie romă. Femeile rome au studii, femeile rome au abilități, noi doar cerem șanse egale. Femeile rome, ca și romii în general, sunt diferiți. Unii au studii, alții sunt analfabeți, la fel cum găsește analfabet și printre români, și printre ruși, și printre maghiari, de exemplu, aici în România. Dumneavoastră vă temeți de o imagine romanțată a romilor, pe când acum avem o altă problemă de stigmatizare, de dispreț, de vorbe de ură,
Pentru că iată, se vorbește, se întorc romii de la Cerșii de peste hotare și ne-au adus COVID-ul. Asta mi se pare și mai periculos decât imaginea romanțată, ca în filmele lui Loteanu, cu o șatră urcă spre cer. Corect. Sunt de acord cu dumneavoastră. Vreau doar două fraze să spun. Am primit o întrebare de la colegul dumneavoastră, Silviu, înainte de a fi online. Care este diferența de a te identifica rom sau țigan? Este corect ca non-romii să ne numească țigani, deci vreau să zic tuturor că este incorrect să fim numiți țigani, deoarece în traducere din greaca veche se traduce ca un om murdar și de neatins, cuvântul țigan. Plus la toate, nu există în limba romanii cuvântul țigan. Adică, iată cum românii spun, eu sunt român, rușii zic, ia rutchii, și noi spunem, mes sunt romni. Adică nu există cuvântul nostru în limba romanii, cuvântul țigan. Și noi ne identificăm ca rom. Și cerem cumva ca și non-romii să nu ne spună țigan, fiindcă asta este un cuvânt care ne denigrează identitatea și ne plasează cumva mai jos de, nu știu cum să zic, ca să fiu înțeleasă corect. Este un cuvânt care doare, De fiindcă acord, cuvântul țigan duce. chiar dacă din inerție mulți romi își zic între ei țigani, noi, Am să ajung și la gagiii, asta. dintr-o parte, ar trebui să respectăm decizia Congresului Internațional al Romilor din anii 70, care a decis, iată acest drapel cu roata și cu două culori să fie simbolul internațional al romilor, denumirea oficială să Imnul. fie Roma, chiar dacă prin Franța, de exemplu, li se zice Manuș, Panuș. parcă nu, sau în Spania se zice ghitan, sau în alte limbi li se zic în tot felul, denumirea internațională a romilor să fie romi, limba internațională să se numească romanii, doar întâmplător e o coincidență de denumire cu denumirea română, dar ei ziceau rom la rom de secole, de milenii, înainte să ajungă aici în Europa. Deci e o simplă coincidență, nu i-o atentat la numele de român, că iată unii se tem că o să fie asociați, identificați cu romii. Înțeleg că în emisiunea dumneavoastră prezentați cazuri mai degrabă pozitive de romi integrați care au studii superioare, știu că avem și doctori în știință acolo în Republica Moldova. Și Prezentați și tradiții, academicieni. cultură romă. Da, vreau așa, plus minus să încerc să răspund la toate întrebările și sugestiile pe care mi le dați, cei ce ține de cuvântul țigan, da? Este așa și la persoanele afroamericane, există așa un prerogativ. Dacă ei se numesc între ei, hey nigger, you are my brother and I love you, asta este ok, că ei se numesc între ei. Dacă se duce un non-african, de exemplu eu sau oricare altul și le spune nigger, asta este foarte ofensator. Este exact aceeași situație și pentru romi. Dacă eu am să mă întâlnesc cu un romnic, cu o persoană romă din altă țară, sau chiar de aici, din Moldova, să zic altfel, și am să zic, ce faci, țigâncuța mea? Asta o să fie ceva foarte apropiat, ceva foarte sensibil, care putem noi să împărtășim doar în noi, de noi. Nu se exclude varianta aceasta, doar că este una foarte, să zic eu, familiară, poate, dar nici de cum nu este agreabil faptul că atunci în public să fim numiți țigan și mai ales în breasla jurnalistică, atunci când se permit acele denumiri șocante ale unor reportaje cu cuvântul țigan sau cu diferite alte asocieri care duc la nemijlocit, la discriminare, dar și la ură. Revenind la COVID, doar un minut, Oleg, că vreau să fiu atentă și să răspund la tot. Revenind la COVID, ai foarte mare dreptate în ceea ce ține de ura și hărțuirea prin care pot fi calificați romii,
Chiar avem un caz la nordul țării, în orașul Edeniț. Primarul orașului a făcut o declarație publică unde a spus că au venit romii din străinătate și nu se respectă carantinul și ne temem să nu ne îmbolnăvim și așa mai departe. Deci este o afirmație care duce spre ura întregii comunități asupra acestei etnii și nu este acceptabil ca o persoană publică, ca o persoană de stat, demnitară de stat, să facă așa afirmații. Chiar dacă unii cetățeni mai greșesc cumva pe internet, fac astfel de afirmații stigmatizatoare sau greșite, impactul lor e foarte mic, pe când un politician, un demnitar, un om de Exact. stat sau un jurnalist, un formator de opinie, are păreri din astea eronate, generalizatoare, stigmatizatoare. Atunci impactul e foarte mare și de asta e necesar să existe legi, să existe pedepse pentru astfel de derapaje. Exact. Oleg, vreau să zic că în comunitatea romă around the world, adică din toată lumea, există mai mult de 100 de subgrupuri. Adică romii sunt asociați, dar nu mai bine zic, sunt alipiți ca romi prin două cuvinte. Prin cuvântul rom, cei ce ne unește pe noi, toți romii din întreaga lume, pe cei din America, Venezuela și nu știu de unde, și Moldova, sunt cele două cuvinte. Cuvântul rom și cuvântul discriminare. În rest, noi suntem foarte avem o diversitate. Suntem foarte diferiți. Avem o foarte mare diversitate culturală aici, în interiorul comunității romilor din întreaga lume. Și evident că romii din Moldova sunt foarte diferiți față de cei din România, aș zice eu, inclusiv faptul că acei subgrupuri din România nu sunt aici la noi. Deci la noi, Moldova, Republica Moldova, avem doar trei mari subgrupuri: lăieși, ursari și vlahii. Vlahii și ei deja se ramifică în diferite subgrupuri, fiindcă și ei sunt divizați în mai multe astea ramuri, să zic așa. Păi uitați-vă, colegul dumneavoastră, Valeriu Căldăraru, Mingir? de la Mingir, chiar azi, ieri am difuzat un video cu o activitate filantropică a lui de ajutorare, cu un grup de inițiative de ajutorare, mai ales a romilor vulnerabili din sat. El în nume are, ca și cum, apartenența la o ramură a romilor Căldărari, de exemplu. Nu i-ați pomenit pe Exact. ăștia. Sau îi vin de peste, Exact. dincoace de prut. Și eu sunt căsătorită cu un moldovean deja de mai bine de 15 ani și sunt sârbu, însă familia după tatăl meu este duminică. Familia, această ramură foarte mare provine din România. Străbunicul meu a trecut prutul împreună cu trei frați și când au ajuns la Ungheni, s-au împărțit. Deci câțiva frați au mers la sudul țării, câți alți frați au mers la nordul țării, fiindcă ei erau ferari și au trecut prutul ca să vină să-și caute de muncă. Cel puțin asta istorie mi-a spus-o și bunica, și tata meu. Să nu uităm, cândva prutul nu era graniță, era un râu intern Exact. și în România Mare sau în Principatul Moldova. Și atunci oamenii Moldova. călătoreau și se considerau fie moldoveni, fie români, poate de etnie romă. Mulțumesc, doamnă Sârbu, dacă mai puteți mai stați cu noi. Îl salutăm acum și pe Gabriel Ursescu, care a intrat din Scandinavia și a făcut mult zgomot și a bruiat-o pe doamna, dar sper că are după aceea comentarii bune sau poate întrebări. Unii comentatori de pe Facebook, nu știu de ce, spun că pentru ei, pentru romi, sunt necesare legi speciale. Nu știu de ce ar trebui legi speciale pentru cetățenii aceleiași țări, când toate legile ar trebui să fie respectate de toți cetățenii, indiferent de etnie. Și alt comentator zice că, dar de ce romii nu doresc să muncească? Cine nu lucrează, nu mănâncă. Iată încă o prejudecată despre romi. Este Iată, doamna prejudecată. Elena aici de față Este o lucrează, v-am zis. prejudecată. Gabriel, faci prea multă gălăgie.
Da. El și-a pornit microfonul că a vrut să intervină. Hai să o auzim pe doamna Elena, să auzi și tu despre prejudecăți, ca să audă doamna că Eu până vorbim. acum am tăcut. Eu până acum am Să tăcut. auzi Eu vreau scaunul. să vă rog, vă rog, noi vă ascultăm. E ok. Da, în primul rând, la mulți Lasă-mă ani o minute, tuturor. eram Da. înainte. Da, da, Și eu da. vreau să spun din partea Partidului Verde. Eu sunt secretar general și am avut discuții, dar nu discuții, cred că pozitive până la urmă, în mod constructiv, și vrem să salutăm comunitatea romă, care sunt până la urmă sunt frații noștri, trăim împreună de sute de ani și în România și în Moldova. Eu personal am fiini romi, i-am botezat, am trei fiini, chiar serios și îmi poartă și numele. Sunt din Gostinar, de lângă Giurgiu. Eu am trăit dar eram în copilărie, mă duceam la țară, cum se spune, și erau multe familii de romi și noi mă jucam. Eu până la 6, 7, 8 ani mă jucam cu ei împreună, învățasem și limba română, am uitat din ea. Și nu, e adevărat ce spun acum și am fine și chiar ajut. Eu strâng haine și le duc, sunt familii mari și strâng haine de pe unde pot, le duc, îi ajut, oamenii sunt nevoiași. De obicei, din păcate, romii sunt, cum să spunem, mai defavorizați la modul că își mai găsesc mai greu de lucru. Finii mei, că sunt finii mei, ei au o familie destul de mare, ei lucrează în construcții. Și sunt și buni, foarte buni. Au construit case pe lângă București, eu i-am adus la mine, mi-a făcut un apartament, i-a recomandat și la alte persoane. Deci sunt oameni muncitori și eu când vorbesc cu ei nu mă adresez pe nume. Noi ne vorbim pe nume, adică nu că rom, că nu știu ce, pe nume. Suntem același lucru, nu contează că e rom, mâncăm la fel, din aceeași mâncăm împreună. Și eu n-am nicio problemă, îi considerăm că sunt și noi, verzii, avem și în statutul partidului un paragraf în care noi suntem împotriva discriminării pe criterii de etnice, sexuale și alte lucruri. Mai ales Într-adevăr, că asta e mai avem obligator prin lege. E obligator prin lege. Eu îmi cer scuze, mai avem unii colegi care nu înțeleg problematica în întregime și au opinii formate. Știți, există așa, mai există mai un curent pe net, în general, care să vorbesc, cum a zis și Oleg, de probleme pe care le-ar face romii care vin din sănătate. S-a creat așa un curent, dar oamenii când discuți cu ei și le explici, înțeleg. Eu nu sunt rău intenționați. Am avut două cazuri care au vorbit puțin despre lucrurile astea, îmi cer scuze în numele lor, am vorbit cu ei, oamenii nu sunt rău intenționați, au înțeles dacă discut cu ei. Să știți că, în general, lumea nu este împotrivă. Mulți ia valul când e vorba despre vorbit despre rom și mulți nu gândesc ce spun. E și o vorbă românească, vorbești fără să te gândești ce spui, Și în dar cel mai dacă se ușor, în discută. situație de criză, e cel mai ușor să găsești un țapi ispășitor undeva de la marginea societății. Nu, că nu o să dai vina pe majoritate sau pe guvern, găsești pe cineva mai Corect. slab și dai vina pe el. Și e o veste foarte bună și a te-ai făcută și în România. Noi nu avem în România emisiuni în limba română, romane, sau cum se spune. Ba, este Există limba maghiară? la o televiziune privată există o emisiune, Nu, da. la TVR Național, cum există în limba maghiară, comunitatea romă este mai numeroasă decât comunitatea maghiară și ar trebui să aibă și ei dreptul de a avea emisiuni în limba romanei. Pentru că nu se știe efectiv acest lucru ce ați spus dumneavoastră de apelativul acesta țigan. Eu nu știam, adică le-am și spus și nu a fost cu rea intenție. A fost întrebarea, domnule, pentru că unii oameni o spun pentru că nu știe că această comunitate se simte cumva poate jignită când cineva se adresează. Și tot timpul, nu ne mai spuneți așa, nu ne mai spuneți așa, până înțelege lumea să nu spună. Asta nu zic acum că, adică nu spun, cred că lumea nu spune cu o intenție, din moment ce nu știu sensul adevărat pe care l-ați explicat dumneavoastră. Și atunci nu putem să-i calificăm ca fiind jignitor, dacă ei nu-și dau seama că spun chestia asta chiar jignesc. Adică trebuie întâi oamenii să le explici că jignesc când spun țigan și atunci nu vor mai spune mare parte din ei. Alții probabil că vor continua să mai spună. Noi, Ce să facem? basarabienii, simțim foarte bine insistența asta când cineva ne numește aici venind, ne numește ruși, când ne ducem acolo ne numește români, sau rușii de Da. acolo ne spun că suntem moldoveni, nu români. Adică de ce decizi tu pentru mine cum mă identific eu? Tot așa și pentru romi, nu noi trebuie să decidem cum se numească. Persoanele rome trebuie să decidă asta și să respectăm această decizie. Corect. Gabi? În cadrul partidului avem membri din comunitatea romă, avem chiar în conducerea partidului, deci nici să ține cont, nici nu aducem aminte că ar fi. Deci, cred că cel mai normal ar fi să nu spune că eu spunând de cineva că e rom la un moment dat înseamnă că nu e. Nu, este o
La fel ca mine, avem aceleași drepturi. Și noi trebuie să ajutăm integrarea, pentru că adevăr e o problemă cu integrarea romilor în societate, dar sunt considerente pentru că stau cumva separați din cauza faptului că stau separați și stau în comunități în care nu dau voie și, să zicem, e greu de intrat în comunitățile acelea. Și aici cred că ar fi rolul și anumitor persoane din comunitatea romă să fie mai active în educarea comunității, spunându-le, domnule, haideți să luăm contactul, să stăm cu oamenii ăștia, să vorbim, adică trebuie să fie și din partea comunității deschidere, pentru că ei de obicei trăiesc, v-am spus, compact și e greu să intri printre ei. În Moldova funcționează instituția mediatorului comunitar în sate. Da. În... Și în România sunt. Sunt mediatori comunitari, n-am auzit. Mediatorii sanitari și mediatorii școlari. Ei sunt divizați. Dacă la noi mediatorul în Republica Moldova ajută la facilitarea accesului pentru educație, sănătate și așa mai departe, acolo în România știu la sigur că sunt divizați. Deci mediatorii sanitari și cei școlari. Dar recomandați și nouă aici, dacă aveți cunoștințe prin România, persoane care sunt influente în comunitate, să vină spre noi să discutăm, să facem politici împreună cu ei, să încercăm să prezentăm public, ar fi bine dacă ne îndrumați, că nu avem pe cineva specialist, cum se spune, probleme romilor, dar așa cum sunt ele considerate. Eu cunosc specialiști și am încercat să-i contactez azi, să participe cineva în emisiune, dar nu știu, poate oamenii s-au simțit jenați că doar de 8 aprilie ne amintim de ei, sau poate nu știu din ce considerăm, pentru că suntem ca și cum o emisiune politică, nu știu de ce, sau poate i-am luat prin surprindere că abia azi, pentru diseară, i-am chemat, nu știu, dar până acum sau n-au răspuns apelului sau mi-au refuzat delicat. Gabi vrea să vorbească. Da, servus, dragilor, servus. Mă bucur că aveți o doamnă din partea comunității rom și vreau să spun în primul rând la mulți ani tuturor romilor, tuturor țiganilor. Acum, eu aș fi vrut ca această emisiune să se axeze pe partea de această criză, să vedem cum putem noi ajuta. Eu sunt în contact cu anumiți lideri ai comunităților țigănești rome și ei nu ar fi dorit să intre acum, astăzi, chiar dacă am rugat înainte cu 2-3 zile, tocmai pentru că există această urgență. Și aș dori ca acest live, cât o să dureze, să se concentreze pe această problemă și problema legată de denumire de una altă, fiindcă aici ar fi o temă separată, legată de denumire, fiindcă există în diaspora o confuzie culturală. Credeți-mă că ea este reală și chiar tu, Oleg, ai spus în legătură cu atunci când ești în Moldova, rușii îți spun nu știu cum. Ei bine, așa să crezi că românii per ansamblu sunt făcuți țigani din cauza altora. Dar, cum am spus, aș ruga ca această temă să fie luată separat și să ne concentrăm pe situația de astăzi și să vedem cum putem ajuta comunitățile rome țigănești la modul concret. Fiindcă eu am citit 2-3 rapoarte de la institute internaționale, mă rog, organizații internaționale, și este fapt demonstrat statistic sau cum vreți dumneavoastră că în aceste zile, în această perioadă, comunitatea rom-țigănească este cea mai afectată din toate punctele de vedere, exceptând acei reprezentanți care o duc bine mersi și au bani și una alta, ceilalți sunt marginalizați. Sunt marginalizați de politicieni, sunt marginalizați de partide politice, de către primari, de către consilieri și sunt puși nu numai teoretic, dar și faptic la marginea societății. De fapt, și poziționarea lor în majoritatea localităților, exceptând, hai să zicem, Timișoara, da, cu anumite cazuri și acolo este altă poveste sau alte orășele, în rest ei stau la marginea societății, adică acolo, atenție, unde se aruncă gunoiul. Mă înțelegeți? Deci ca să vedeți simbolistica acestui fapt. Și atenție mare, nu sunt doar romțigani în acea situație. Sunt și români, sunt și maghiari sau și alte etnii și care își găsesc un cuibușor de comunitate acolo în sărăcia lor. Noi trebuie să rezolvăm ca și vezi și să avem deschiderea asta ca să rezolvăm problemele astea, să-i întrebăm.
Domnilor, Elena, Diana sau cum îi cheamă, că în funcție de țara unde stau, îi cheamă rusește, îi cheamă sârbește, îi cheamă ungurește, îi cheamă pișto, brojico și așa mai departe. Așa în România îi cheamă nume românești. Asta este situația. Și atunci noi acum trebuie să întrebăm, domne, de ce aveți nevoie? Și sunt două, nu, trei lucruri care le-am identificat. Aș începe în ordinea lor. Problema sanitară, problema de hrană, problema de locație. Și o să rog pe doamna să-mi confirme sau nu dacă este așa. Unii vorbesc din comunități, zice, mă, nu avem ce pune pe masă, avem unde sta. Alții zic, bun, avem unde sta, nu avem ce mânca, avem cum să ne spălăm. Cât de cât. Nu avem măști. Nu avem sanitare, nu ne bagă primarii în seamă, nu ne bagă autoritățile în seamă. Emisiunea aceasta, chiar de ziua lor, ziua țiganilor, romilor, trebuie să atingă acest lucru. Mă înțelegeți? Problemele legate de educație, de una alta, aș dori foarte mult să o pasăm pe altă dată și să ne concentrăm acum, fiindcă în acest moment, liderii care vorbisem, ei fac acțiuni umanitare, încearcă să adună cât pot și ei un dram acolo de un portbagaj de alimente sau de măști sau de una altă pentru comunităților. Cât pot. Dacă și noi îi putem ajuta ca și români, ca și majoritari, da, dacă avem cunoștințe la primării, dintre primari, dintre consilieri, haideți să-i ajutăm. Eu unul am luat inițiativa și am făcut un și îl dau public, oricum și pe doamnă, am făcut și eu ce m-a dus mintea, am făcut un tabel centralizator, astfel încât să le fie munca voluntarilor mult mai ușoară. Problema Mulțumesc! e că la televizor sau autoritățile nu ne vorbesc despre problemele persoanelor marginale, dintre care foarte mulți romi. Dar iată ni se arată la televizor o nuntă făcută pe timp de pandemie sau temir ce chestie hilară, scandaloasă. Pe când faptul că oamenii ăștia suferă, de exemplu, săptămâna trecută am văzut un video dintr-o comunitate de romi, oamenii au ieșit în stradă să protesteze și au zis decât să murim de foame, mai bine ne luați în cătușă, băgați-ne în pușcărie, măcar o să ne hrăniți acolo. Deci oamenii ăștia n-au deloc rezerve pentru viață, fie lucrau la negru, fie erau șomeri, fie au venit de peste hotare și în carantină nu vine nimeni să-i întrebe cum trăiesc. Nici primărie, nici partidele, nici vecinii gagii. Apropo de televiziuni, televiziunile actuale nu urmăresc decât senzaționalul. Și este mult mai ușor să dai către comunitățile care nu se pot apăra sau se pot apăra foarte slab. Și în cazul acesta sunt comunitățile țigănești rom. Amintiți-vă cazurile de violatorilor români din Vaslui, când toată lumea știe că Vaslui este cum este și s-a făcut toate aceste televiziuni comerciale nu sunt făcute ca să educe. Sunt făcute ca să... Așa cum, eu știu, Bianca Drăgușanu își arată siliconele și buzele pe sticlă și se vinde, tot așa se vinde și un alt tip de scandal, dar cu tentă etnică. Noi trebuie să ieșim din paradoxul ăsta și trebuie să creăm poduri oameni între comunități și să căutăm soluții. Eu, unul Gabriel, nu văd soluția decât așa. Întâmplarea face că eu, bucovinean fiind, am crescut în Banat, sârbi, țigani, unguri, nemți și așa mai departe, nemți până când au plecat. Actualmente am doi vecini, unul o familie de gaburi și unii care merg la biserică și vând, cum se zice, haine. Ei bine, poarta de la casă, de la intrare, am făcut-o cu ei, nu cu românii. Și unul dintre cei mai jegoși vecini era un român și polițai. Înțelegeți? Da, Ăsta este spuneai despre adevărul. televiziuni că ele nu au interesul să educe, că vor numai scandal, dar există CNCD, există legi dincolo de CNCD și CNA, dincolo de Prut, există CCA. Doamnă Sârbu, are grijă CCA-ul ca să oprească vorbe de ură sau stigmatizare și incitare la discriminare în mass media, în televiziuni și radio? Sau se iartă și auzim deseori titluri de știri, un țigan a furat o capră sau ceva de felul ăsta?
Da, nu este primul caz când am depus plângeri în cadrul Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Chiar recent am depus alte două plângeri pe două posturi de televiziune care au difuzat în privința situației în care se află întreaga lume, în privința pandemiei, dar și cu referință la comunitatea romă. Așteptăm răspunsul din partea lor, să vedem care va fi reacția. Alte dăți când am depus, inclusiv și la Consiliul de Discriminare, vedem că este o abordare obiectivă și sperăm totuși ca în viitor să nu, să existe legi mult mai drastice atunci când merge vorba de discriminarea și discurs la ură prin materialele mass media. Da, dumneavoastră, în calitate de jurnalist, ați sesizat acele instituții sau ca romă sau activistă în vreun ONG de romi? Da, să știu că în urma multor ani de inițiativă a grupului etnic a femeilor rome, în 2016 a fost creată Platforma Femeilor Rome Romni de Republica Moldova. Suntem acolo un grup de femei rome activiste care încercăm să activăm instituțiile care au în statutul lor apărarea drepturilor omului, inclusiv și prin instrumentul mass media. Vreau cum oleg să mă laud un pic. Eu știu că tu știi, dar colegilor din România vreau să prezint această revistă care a fost creată cu suportul Ion Uman, Zora Leju Vlea, dacă ți-o amintești, Oleg, tu ai văzut-o mult pe online, ea a fost mult difuzată. Mai Este văd o o colegă revistă. acolo cu care împreună ați făcut Radio Patrân. Ziceați că aveți o singură platformă, Exact. emisiunea aceea la televizor, dar există și Radio Exact. Patrân, cel puțin pe internet, și se pare că are frecvență la Soroca, nu? Avem și frecvență la Soroca. Deci, aceasta este o revistă care a fost creată. În această revistă vrem să, cu ajutorul istoriilor care sunt redate în această revistă, vrem să spargem stereotipurile care există despre femeia romă. Eu personal am experiență negativă în viață atunci când am fost discriminată, atunci când oamenii au avut prejudecăți chiar necunoscându-mă. Ai adus aminte să menționez și faptul că da, avem o a doua platformă pentru radio, avem o platformă online. Puteți să ne ascultați pe, cred că nu este o problemă Sigur, dacă spun, spuneți. www.radiopatrin.md și dacă veniți în Moldova și veniți la Soroca, acolo avem și un radio local, 103.6 Romano Patrin FM. Este un succes, este un succes. Suntem tineri. Se Noi pare că avem, ăsta tot. este băbițul nostru, băbița noastră. Noi o creștem și împreună cu ea creștem și noi și creștem și dezvoltăm și echipa noastră. Se pare că tot UN Women a difuzat zilele astea un clip Bravo. despre o instruire pentru femeile rome sau pentru romi în general implicați în politică. Se pare că mai mulți romi în Republica Moldova la alegeri locale din toamnă au ajuns în consiliile locale. Nu știu dacă aveți vreun primar sau vreo primară. Primar și primară nu avem deocamdată, însă avem 13 persoane, 6 femei și 7 bărbați care au trecut pragul electoral local, fie din partea unui partid. Avem și o persoană care a fost candidată independentă în raionul Drochia, satul Grib, a doamna Natalia Rădiță. Vreau Care să e zic și mediator altceva. comunitar, dacă mi-amintesc. Exact, da. Vreau să zic și altceva. Știi, Oleg, și celorlalți colegi, foarte multe oportunități, zic din păcate, ne oferă organizațiile internaționale acreditate în Republica Moldova. Fiindcă aceste oportunități trebuie să ne le ofere statul a nostru. Partidele politice sunt, viși din Moldova, sunt cele care trebuie să promoveze și să ofere cât mai multe oportunități ușoare și legere ca femeia și bărbații. Nu numai rom, etnici, dar și alte subgrupuri, cum ar fi persoanele cu nevoi speciale, să aibă acces
și să treacă pragul electoral, fie local sau central, mult mai ușor. Da, este o spălare de ochi, o punem undeva la coadă, sub numerele 50, 60 sau nu știu cât acolo. Nu, asta nu este o abordare corectă și noi știm care ar trebui să fie instrumentele pentru a accesa persoane, aceste persoane, cum ar fi persoanele din diferite grupuri vulnerabile, da? Să aibă acces la instituțiile de nivel local sau central, acolo unde se iau decizii, ca vocea și problemele acestor persoane să fie vociferate și auzite. Cineva consideră asta discriminare pozitivă, când în lumea civilizată se zice că sunt măsuri afirmative ca să permiți acelor persoane și acelor categorii să se integreze, să ajungă din urmă pe cei care își permit fizic sau își permit cultural să fie în rând cu civilizația. Deci e necesară și cotă de gen, sunt necesare și burse pentru copiii romi sau pentru cei care vin din Transnistria, sunt necesare burse și pentru basarabeni aici în România, să facem astfel ca să ne integrăm și să ne ajutăm unii pe alții din spirit de solidaritate. Mulțumesc foarte mult, doamnă Sârbu, stați cât puteți cu noi. Exact. Îl salut și pe Alex Stan, care locuiește în sectorul 5 București, unde se știe că e foarte pestriță ca populație situația. Locuiesc foarte mulți romi și foarte mulți cetățeni săraci. E vorba de Ferentari, e vorba de Rahova, e vorba de niște cartiere rău famate în București. Dar Alex Stan e și el implicat în partidul nostru și cred că o să ne ajute să facem strategii de egalare cumva a sectoarelor, să nu mai existe cuvinte rele despre Ferentari și despre Rahova și să nu mai existe cuvinte stigmatizatoare despre romi. Am văzut că ai scris un comentariu, dacă vrei îl citesc, dacă nu îl spui cu viu grai. Alex, aș vrea să intervin un pic. Scuze, Silviu. Dacă vrea șeful să vorbească. Nu, vreau să spun de partea de politică, că s-a vorbit puțin de partea politică. Ce vreau să spun aici, din păcate, de-a lungul timpului, comunitățile rome au fost folosite politic, manipulate de către partide. Am avut exemplul sectorului 5, unde am avut un primar, Vanghelie. Vanghelie s-a folosit cumva de comunitatea romă, el chiar provenea din comunitatea romă, el asta este. Dar s-a folosit de oamenii acolo, i-a ajutat pe câțiva dintre ei, liderii lor, și restul. Deci trebuie cumva și din cadrul comunității să iasă niște persoane cu care să poată colabora, pentru că e greu, trebuie să vină și din partea cealaltă dinspre romi. De-aia vrem să implicăm în politică, să vină la Partidul Verde, ca să putem să avem oameni dintre ei cu care să putem lucra. Că la distanță, așa spunând, chestia asta e greu, dar invităm romi din sectorul 5, din București, din țară, să intre Partidul Verde, lider de opinie, nu știu, ca să ne ajute să putem să influențăm, să ajungă consilieri, să ajungă, pentru că e greu să vorbești prin intermediari sau oamenii sunt corupți în general și sunt folosiți, comunitățile rome sunt folosite în alegerile locale, parlamentare, sunt folosiți de către primari, se dau sume de bani care se împart pe urmă, se dau ajutoare. Chestiile astea perpetuează starea asta care nu este folositoare, nu e bună comunității în care anumiți lideri de-ai lor sunt corupți. Există corupție și la români și la romi și este folosită politic. Trebuie să trecem peste faza asta de corupție și să încearcă să înțeleagă romii, dar nu putem să transmitem pentru că nu avem acces la comunitatea romă, că altfel se discută acolo, să se transmită ca să intre în politică. Oamenii dintre ei să aibă curaj să intre în politică. Și la Partidul Verde, să vină oameni care să intre, spune, vreau să intru în Partidul Verde, vreau să mă implic și să ajung comunitatea romă. Nu știu cum Silviu zice de atâtea ori despre comunitatea romă, de parcă comunitatea romă e instituționalizată cumva. Există 10-12 milioane de romi în toată Europa. În România sunt mai mult de 1 milion, foarte mulți dintre ei nu sunt declarați ca romi. Câți dintre ei fac parte din Partida Romilor, din asociații ale romilor? Foarte puțin, ceilalți sunt niște oameni amărâți, cum sunt atâția români, atâția maghiari, atâția lipoveni în toată lumea. Nu există o comunitate a romilor. Există, Alex, pentru că altfel nu am vorbit de ei. Dacă n-ar fi romi, n-am vorbit de romi, am vorbit despre români sau nu știu, în general despre... Dacă tot se vorbește despre romi ca și comunitate, eu am dat un exemplu, înțelegi? Altfel nu spune, nu există romi și gata, există decât români. Și toată lumea sunt români și am terminat discuția. Alex, îmi dai eu... Bineînțeles, te rog. Completez pe Dumitru, mulțumesc mult, Alex. Am să-l completez pe Dumitru.
Silviu. Trebuie să o spunem verde în față, Silviu, pardon. Trebuie să o spunem verde în față că asta și este motoul acestei emisiuni, să zic așa. Toate partidele politice se folosesc de comunitatea rom-țigănească ca să aibă voturi. Toate partidele îi folosesc pe toți alegătorii și toți contribuabilii, mai ales dacă sunt ignoranți și nu cunosc legi și drepturi. Acum. Și exact. Acum, implicit acum, îi folosesc pe cei mai slabi. Ei vor voturi fără să mai rezolve problemele. Își aduc aminte de aceste comunități de săraci năpăstuite doar din 4 în 4 ani. Indiferent că vorbim aici de PNL, de PSD, de PMP, Jaules Baules Băsescu, dacă mai țineți minte, cum venea el cu blonda lui prin sate și cu silicoane pe acolo și cu decolteuri, mă înțelegeți că ăsta este adevărul. ALDE iar la fel, UDMR, Modern PSD și gașca lor de acolo, exact același lucru. Toate aceste comunități de, că vorbim la săraci, la, băgăm aici și românii săraci care stau să marginalizat și așa mai departe, toate au fost folosite doar din 4 în 4 ani. Punct. În acest moment în România sunt câteva sute de ONG-uri, țigănești, rome sau cum vreți să le spuneți, care și-ar dori o reprezentare în Parlament. Da, o reprezentare cinstită, frumoasă. Este adevărat că și în interior sunt anumite fracțiuni și așa mai departe, care o trag aici și acolo. Ca și între români, mă înțelegeți? Și vor să iei cireașă de pe tom. Eu, unul, aș dori pe liderii acestor comunități să vină către verzi cu o altă abordare. Noi nu avem bani, vă spunem de acum, nu avem bani, nu avem tot felul de funcții și una alta, dar avem disponibilitatea să facem un parteneriat. Astfel încât împreună, noi și voi, să rezolvăm problemele comunității. Că rezolvăm problemele comunității rom-țigănești și altor etnii sau a românilor săraci de la marginea localităților, vom rezolva și o mare parte din problemele noastre. E clar că Gabi n-a asistat la discuția noastră de la început și n-a auzit cât de ofensator e termenul țigan și țigănesc. Da, eu spun asta tocmai ca să fac o punte către o altă discuție legată de confuzia culturală. Dar în opinia mea, termenul țigan nu este peorativ, să ne înțelegem. El nu este un termen românesc, este un termen grecesc. Bun, hai să vedem, numai puțin. Și dacă e grecesc, ce înseamnă în greacă veche, atigainos? Nu vreau să... Ne-a spus doamna Sârbu și noi ne-am lămurit la început, dar tu ai venit mai pe urmă și insiști. Nu. Este și o altă variantă, cu varianta engleză, dar o spunem altă dată când o facem tema cu confuzia culturală. Ce vreau, domnule, să zic? În momentul actual, aceste comunități sunt o resursă. Angajatorii caută forțe de muncă. Nu sunt, școlile sunt cum sunt. Deci eu văd unul un parteneriat și ca și o resursă, nici de cum ca și o problemă. Dar trebuie o altă abordare. Mulțumesc. Permiteți să reușesc să-mi exprim un punct de vedere înainte ca doamna pe care ați invitat-o și pe care am ascultat-o cu mare plăcere să plece din emisiune, pentru că chiar am anumite întrebări pentru dumneavoastră. Înainte de asta, aș vrea să încep totuși cu o glumă, cum v-am obișnuit. Să știți că mă vedeți așa, cam cum sunt român, dar să știți că în facultate colegii îmi spuneau țigan. Că noi românii, știți, am avut și un voievod, negru vodă. Deci discriminarea, în primul rând, dacă ne referim la culoare, nu își are rostul. În al doilea rând, nu o să mă leg de lucrurile pe care voi le-ați spus până acum, pentru că să nu le repetăm. Aș vrea să mă raportez la un lucru pe care eu îl consider esențial și care nu este valabil doar pentru etnia romă, este valabil pentru orice națiune, pentru români și așa mai departe. Fiecare națiune are vârfurile și uscăturile ei. La fel cum și noi românii, dacă ne aducem aminte, poate în ultimii ani am mai scăpat un pic de chestia asta pentru că au plecat mulți oameni de calitate în afară, în diasporă, dar aduceți-vă aminte că acum 10-15 ani toți eram foarte speriați, domnule, ce imagine proastă ne fac semenii noștri în străinătate. Da? Și aici eu nu fac diferență că ei erau români sau erau romi și așa mai departe. Și consider în felul următor, și aici o să am o întrebare pentru
doamna care este în emisiune, îmi cer scuze, nu am reținut numele, este Elena vina mea și nu o văd scris, doamna Elena Sârbu. Deci, eu consider așa, că fiecare națiune, etnie are responsabilitatea ca să, și în special responsabilitatea aceasta pică pe umerii celor, pe umerii vârfurilor, da? A oamenilor cu educați, ca să intervină în societatea lor, dacă vorbim de etnie, exact în nucleul de bază, în cei 7 ani de acasă, în mediul acela unde copilul crește în comunitate, că nu crește doar cu mama și cu tata, dar crește și în comunitate unde are vecini, prieteni și așa mai departe. Acesta îl consider elementul principal sau, dacă nu principal, foarte important. Aș vrea să o întreb pe doamna, și aici urmează întrebarea, ce acțiuni, activități, măsuri sau acțiuni civice până la urmă întreprinde comunitatea, partea aceea a comunității rome, acele vârfuri, astfel încât mesajul lor să ajungă exact acolo, în nucleul unde trăiesc aceste comunități, pentru că în momentul când primești un mesaj de la semănul tău care spune, domnule, haideți să discutăm, nu este bine să furi, nu este bine să vorbești urât, nu este bine, mesajul acela prinde mult mai bine decât dacă el vine de la altcineva care, nu știu, zice, nu știu, un român sau un englez sau aș zice, ăștia ne vorbesc că sunt ei superiori. Deci cred că dumneavoastră sunteți în linia întâi, cum și noi românii suntem în linia întâi pentru românii noștri, că avem și noi uscăturile noastre. Aceasta ar fi întrebarea. Aș spera dacă, sper că ați înțeles-o, dacă nu o să încerc să reformulez. Eu am înțeles la ceea ce dumneavoastră vreți să ajung. Da? Este adevărat ce spuneți dumneavoastră. Fiecare pădure și are uscătura sa. Dar pe de altă parte, iată, dumneavoastră ați spus că mesajele ar trebui să fie constructive, să nu furați, să nu țipați. În primul rând, aceste mesaje sunt foarte, foarte discriminatorii și foarte cu prejudecată. Fiindcă nu toți romii fură și nu toți romii țipă și nu știu ce. Este exact ceea ce se referă și la alte etnii. Sunt mult mai gălăgioși o parte a, de exemplu, moldovenilor, că eu vorbesc acum de Republica Moldova. O mahala unde locuiesc moldoveni sunt mult mai murdari și mai gălăgioși decât în altă parte acolo unde sunt mahală romi. Adică nu putem să generalizăm, dar sunt de acord cu ceea ce spuneți dumneavoastră, că atunci când o persoană de etnie romă cu un renume, cu un persoană notoriu, cu un nume notoriu atât în nivel național pentru non-rom, cât pentru romi, are un impact mai... Absolut. Baronul, mai, de exemplu. Cu o influență mai mare, aș zice eu. Sunt de acord cu dumneavoastră. Noi, de exemplu, ce am realizat? Anul trecut am realizat activități de conștientizare la nivel local, unde am mers și am povestit istoriile noastre. Și am venit cu mesaje. Deci noi am lucrat mai mult cu femeile rome, unde am discutat. Noi n-am făcut traininguri, ca să înțelegeți, vă rog. Nu facem traininguri pe aceste domenii. Facem niște discuții la cafea, unde ne povestim foarte deschis istoriile vieții. Fiindcă și noi avem istorie și noi avem am întâlnit discriminare și noi am trecut peste, dar în același timp nu ne-am lăsat duse de valul acesta negativ al societății, ba dimpotrivă, am devenit mai imuni atunci când merge vorba deja de discriminare și am venit cu diferite discuții la o cafea cu femeile rome, inclusiv despre, am discutat despre măreajul timpuriu. Și aici vreau să mulțumesc baronului romilor din Republica Moldova, domnul Artur Cerari, care a venit cu un mesaj video, fiindcă nu putea să meargă omul de fiecare dată cu noi și ne bucurăm foarte mult că dumnealui a insistat ca să facă acest mesaj video și să-l demonstrăm femeilor, dar și bărbaților romi, unde dumnealui spune foarte clar că copiii romi, cercul vicios în care ne aflăm acum de foarte mulți zeci de ani, va fi spart doar
prin acțiuni clare ceea ce ține de educație. Viața se va îmbunătăți, poate nu pentru mine și nu pentru părinții mei, dar se va îmbunătăți pentru copiii copiilor mei. Deci acest cerc vicios în care ne aflăm trebuie să spargem și să începem să depunem mai mult efort fizic și financiar în educație. Și atunci domnul baron a romilor Artur Cerari a venit în mesajul său cu clare cuvinte despre necesitatea educației, despre efectul negativ al mareajului timpuriu și despre egalitatea de șanse pe care ar trebui să o ofere bărbatul, fratele, tata unei femei, da, tine, și comunității în general. Comunității. Vă mulțumesc. Mai vreau să adaug un lucru și aici, chiar dacă nu am fost părtaș nici eu și poate nici bunicii mei, dar știu că în istorie și acest fenomen se întâmplă, că ați vorbit mai devreme în emisiune de conceptul de nigă și așa mai departe. Deci eu, în numele tuturor românilor, dar în special în numele Partidului Verde, și aici fac o mențiune, momentan sunt simpatizant și acest partid, tocmai pentru că este foarte deschis, mi-a oferit posibilitatea să mă implic, chiar momentan din postura de simpatizant, îmi doresc să aderez, dar tocmai asta exprimă exact deschiderea acestui partid. Aș vrea să ne cerem scuze pentru toate lucrurile care s-au întâmplat în istorie și aveți, cum să spun, compasiunea mea sinceră și în numele tuturor vă cerem iertare pentru faptul că romii au fost sclavi pe aceste pământuri în urmă cu 200-300 de ani și tocmai de aceea eu întotdeauna mă feresc să îi judec, pentru că înțeleg ceea ce înseamnă transmitere genealogică a atâtor nedreptăți la care au fost supuși. Deci eu îndemn toată lumea să vină alături, să înțeleagă, numai prin comunicare și înțelegere reușim să îndreptăm lucrurile. Deci nu romii sunt neapărat cei care trebuie să vină, doar ei să ne roage, eu știu, doar ei să se uite în bucătăria lor și să încerce să facă, să devină mai buni, ceea ce este adevărat, dar și noi ceilalți trebuie să ne simțim cu musca pe căciulă, pentru că până acum 200 de ani, 300 de ani, acești oameni erau sclavi pe aceste tărâmuri. Erau oameni care erau tratați ca neoameni. Și tocmai asta vreau să subliniez, înainte de orice etnie, orice ființă umană pe acest pământ este înainte de toate om. Alex, dar să nu mergem foarte departe în istorie, chiar la mijlocul secolului trecut s-a întâmplat ceea ce se numește Romacaust sau Holocaustul romilor, când pe lângă evreii exterminați și romii au fost luați, duși în căruțe, în trenuri, duși dincolo de Nistru și lăsați să moară în frig, în foame, în mizerie, în timp ce capii familiilor, bărbații din acele familii, erau pe front și apărau patria. Deci n-a contat chestia asta, au fost duși la exterminare de către Verdele Antonescu sau ce era el. Alt fel de verde, din ăla legionar, dar trebuie să ne uităm că istoria s-a întâmplat foarte recent și se poate repeta dacă continuăm să stigmatizăm, să împrăștiem vorbe de ură, să discriminăm, să nu ne pese. O ultimă frază o spun și am încheiat, vă rog mult, așa ca o concluzie a tot ceea ce am spus, totuși, ceea ce vreau să remarc într-un final este următorul lucru. Vă recomand o carte, se cheamă în traducere românească Școala Vieții. Pe mine m-a impresionat, este cartea care pot să spun că mi-a schimbat radical viziunea despre ce se întâmplă în lume și mai ales despre fiecare dintre noi. Și vă dau un citat din ea: lumea este astfel pentru că noi suntem astfel. Deci schimbarea intervine din interiorul fiecăruia și se poate realiza doar în momentul în care fiecare dintre noi avem capacitatea să ne uităm înainte, în oglindă, înainte de a judeca pe ceilalți. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Foarte clar, foarte bun! Da, foarte frumos! Și încă o chestie, nu trebuie să mergem în spate, da? Nu trebuie să mergem în 50-60 de ani. Zilele astea, oameni din Parlament, oameni cu funcții, chiar primari, au spus lucrurile care se spuneau, să zic, acum 60-70 de ani sau 100 de ani. Ăsta este adevărul. Deci lucrurile nu s-au schimbat, reflexele au rămas, de împăcate. Înțelegeți? Și mai e o chestie unde noi suntem în aceeași oală cu comunitățile romțigănești.
Atunci când mergem în vest și nu ne găsim de lucru, ne întrebăm de oare de ce nu ne găsim de lucru și chiar dacă muncim de 10 ori mai mult, suntem dați afară sau discriminați sau salariul mai slab sau ni se aruncă acolo câțiva euro în plus, suntem în aceeași oală ca și romii, ca și țigani. Asta este. Și atunci reușim să vedem, bă frate, stai că noi avem ceva în comun. Hai să fim în această luptă împreună. Nu înseamnă că România este tărlaua noastră care facem doar ce vrem în mod discriminatoriu. Este a noastră, a tuturor. Vreau să fac o corectitudine. Cred că din greșeală am zis Școala Vieții. Cartea se numește Școala Zeilor. Îmi cer scuze. Eram furat așa de ideea pe care voiam să o transmit. Colegi, prieteni, eu doar vreau să vă mulțumesc pentru posibilitatea de a avea această discuție foarte și foarte interesantă și importantă. În același timp vreau să vă provoc la noi întâlniri cu noi reprezentanți a comunității romilor din Moldova, dar și din România, ca să discutăm mai multe aspecte ale vieții romilor, problemelor sociale. Plus la asta chiar îmi doresc ca să deveniți, să zicem așa, niște parteneri a comunității romilor, unde să avem și o platformă unde să putem discuta în continuare, nu doar de 8 aprilie, viața romilor. De acord, mulțumim foarte mult pentru participare. Da, sigur, mersi. Da, înainte să pleci, două minute, te rog. Acum avem prioritatea asta cu COVID. Da. Și eu să-ți dau niște link-uri dacă dorești. Sigur. Nu că sigur sunt link-uri utile și în Moldova, eu nu le știu, dar o să-ți dau câteva link-uri utile din România, cum se lucrează cu voluntarii, unde sunt voluntari, majoritatea români, dar sunt care, eu îi cunosc, care sunt de bună credință, și să aplicați ceea ce este bun în România, să aplicați automat și în Republica Moldova. Aveți nevoie de îndrumători, de mediatori, de contacte bune cu și sincere cu primările din Moldova. Aveți nevoie să identificați dacă nu aveți canalizare, cum o rezolvați, etc., etc. Sunt o serie de măsuri care voi le puteți lua acum. Mă înțelegeți? Cu siguranță. Voi sunteți acum cei mai năpăstuiți și împreună cu voi și alți etnici care stau la margine. Asta este, din păcate, asta este adevărul și trebuie să-l spunem. Mulțumesc mult, Elena. Așa e. Mulțumesc foarte mult. Seară plăcută dumneavoastră și discuții plăcută vă urez în continuare. Mulțumim. Toate bune. Mulțumim, la revedere. Putem folosi în încheiere să transmitem un mesaj. Noi avem mâine o întâlnire programată pentru cetățenii sectorului 5. Tu ai amintit foarte bine, cred că și Silviu a spus un pic despre ea. Haideți să folosim prilejul acum în încheiere. Poate vor mai fi lucruri pe care și voi vreți să le spuneți. Asta mai voiam să spun. Să invităm pe toți cei care vor să se implice. Nu știu, poate nu vor neapărat să fie membri activi, să adere la partid sau vor doar simpatizanți, dar sau poate sunt simpli cetățeni care simt că au anumite ofuri de spus, care simt, vreau să le transmitem mesajul că Partidul Verde este deschis tuturor, exact cum a spus și Gabriel mai devreme. Noi vrem să creăm un parteneriat cu cetățenii, pentru că tocmai aceasta este filozofia partidului, dar deci invităm mâine să intre pe pagina, există o pagină de Facebook, Partidul Verde Sector 5, și dacă și dumneavoastră ne puteți ajuta prin conexiunile pe care le aveți sau legăturile pe care le aveți, cu cât suntem mai mulți, cu atât este mai bine, pentru că unde sunt mai multe idei și mai multe minți luminate, cu siguranță nu are cum să fie rău. Așa este. Așa este. Să fie într-un ceas bun pentru toată lumea. Mulțumim, la revedere. Precizăm că întâlnirea va fi offline, adică online, adică pe internet. Nu ne întâlnim aievea pentru că trebuie să respectăm legile și vrem să fim și noi în siguranță și pe apropiații și pe vecinii noștri să-i păstrăm, să-i ținem în siguranță. Doamna Elena, sper că știe să iasă din acest apel, pur și simplu să apese butonul roșu cu receptorul roșu și atunci o să iasă din apelul ăsta. Noi rămânem, dacă mai vreți, să discutăm deja nu în interior, că tot public rămânem, dar să eventual comentăm, să citim comentariile. Nelu Cosma de la Mare zice, ați auzit de impozite, respect reciproc, români proști, cum se poate de tradus?
Cum se poate traduce? N-am înțeles despre ce. E de vreo replică cuiva în trecut, cred că, mai sus. Mihăiță se pică în jură și nu o să-l citim. Putem doar să-l facem de rușine pentru că în jură. Comentariul lui Alex Stan nu-l citim pentru că el e aici în emisiune și probabil a spus ce a vrut. Daniel Floarea zice, cel mai bun prieten al meu din copilărie este de etnie romă, ba mai mult, este unul dintre susținătorii integrării cetățenilor defavorizați în societate, a terminat o facultate, un master și acum își face doctoratul. Deci iată și exemple extraordinare. Și să nu Daniel Floarea este colegul nostru de la Institutul Verde, asociația Institutul Verde. Da, și să nu uităm de familiile mixte. Sunt familii mixte, da? De care nu se vorbește, nu apar aproape nicio statistică, cel puțin eu nu a venit, au copii, își duc o viață normală și lucrurile au o altă turnură. Deci nu mai putem... Deci podurile s-au făcut oarecum familial, asta este. Unii sunt vecini, unii sunt chiar neamuri. Dragostea trece dincolo de etnie. Asta este. Asta este. Apropo de neamuri, după război, bunica mea de la tată a născut doi copii gemeni și au murit pentru că era foame, pentru că era sărăcie, pentru că era mizerie, era ce era după război? Era Uniunea Sovietică acolo. Și a fost sfătuită să-și ia cu mătru, la următorii copii, să-și ia cu mătru rom din sat, că altfel copiii nu o să trăiască. Și următorii doi gemeni pe care i-a născut tata și cu sora lui au avut ca nan de botez pe romul vecinul lor care era fierar, Moș Nicanor Morcan. L-au luat ca nan și iată tata a trăit până în 2015, sora lui trăiește și azi. Vecinii noștri sunt nepoții copiii lui acel Morcan cu care am copilărit, am fost la scăldat, la muncă. Deci iată, suntem și vecini și neamuri, pot să zic așa. Există și prejudecăți bune, pozitive, ca să integrezi romii. Zic că o să străiască copiii dacă îl iei de cu mătru și iată că ai reușit să integrezi, nu? Oleg, da. Prejudecățile o să existe tot timpul, adică nu vreau să ne ducem nici în extrema. Eu nu-mi blamesc pe nimeni, să știi că tocmai eu când spun că toți suntem oameni, chiar cred în chestia asta, adică eu încerc, sunt atât de deschis, încât încerc și înainte făceam eforturi poate până am reușit să mai evoluez și eu spiritual, dar acum cred că sunt, eu încerc să mă abțin să judec, adică să-l înțeleg și pe omul ăla care intră și înjură, care încă nu înțelege anumite aspecte, pentru că el intră și înjură din cauza că momentan, eu știu, poate a avut niște experiențe sau așa mai departe, blamându-l și răspunzându-i în aceeași manieră, nu ajungem nicăieri. Păi iată, un coleg care a înjurat mai devreme despre romi mă întreabă, dar ce steag e acolo pe ecran? Deci e clar că nu știe nimic despre romi, judecă după 2-3 pe care i-a întâlnit, da, în viață. Nu vreau să zic. Habar n-are că ăsta e drapelul internațional al romilor adoptat cu mai mult de 40 de ani în urmă. Eu vreau, mesajul meu este următorul, comunicare, înțelegere reciprocă. Dacă tu ai citit mai multe cărți, ai avut parte de, nu știu, poate și un noroc în viață, că în multe situații, exact cum ați spus și voi, săracii copii, nu mai rom, nu, poate sunt și comunitate, se nasc la marginea orașului, unde alții aruncă gunoaiele și evident că punesc cu o altă speranță la educație în viață și așa mai departe. Deci încerc să mă abțin să judec, pentru că de fiecare dată când judeci pe el cineva, nu știu, nu vreau să jignesc pe nimeni, dar îmi lasă senzația că te consider superior și tocmai acest lucru nu mi se pare normal. Un om superior niciodată nu o arată. Și superior în ce sens? În sensul că a citit mai mult, nu? Pentru că, revin, toți suntem oameni. Deci, cred că tocmai rolul nostru ca partid, pentru că până la urmă, clasa politică, după părerea mea, faptul că conduce destinele unei țări, nu trebuie să o facă doar ca să își facă ei palate și așa mai departe. Ei trebuie să fie exact și sunt oglinda societății, dar de acolo trebuie de fapt să pornească mesajele de educare, de, eu știu, invitație la comunicare între noi, de înțelegerea celuilalt.
Și așa mai departe. Chiar Gabi îmi dădea astăzi un mesaj, îmi scria, mi-a plăcut foarte mult, nu mai țin minte la ce, și spunea: Iisus a dărâmat arabele în fața, adică în tocmai templu, Iisus, da. Da, este exact, adică le-a dărâmat pentru că observase ce se întâmplă și ce departe sunt de latura asta spirituală. Eu cred că această criză COVID, nu sunt primul care susțin ideea, este o șansă pentru noi să ne dăm seama că avem multe lucruri mai importante și că omul în general trebuie să se întoarcă și să analizeze și cu inima. Și aici nu spun un secret, să știți că noi avem trei creiere în corpul nostru. Unul este cel pe care îl știu toți, al doilea este inima, care de fapt din punct de vedere al funcționării organismului nostru este chiar mai important, și al patrulea este evident creierul, care se spune că este în zona abdominală, da? Stomacul și așa mai departe. Deci și inima este un creier. Haideți să privim cu inima și să nu mai judecăm doar așa, fără să gândim prea mult. Bun, m-am oprit. Vreau să intervin și eu puțin, că se discută despre educație în amândouă sensurile, și dinspre români și dinspre romi. E un aspect care contează. Dacă știți și cei care vorbesc, să zicem, într-un fel negativ la adresa romilor, se datorează și educației, pentru că de mici, în general copiii, sunt crescuți în familie și când merge mama cu copilul, zice: crește-te, nu vorbi cu ei că sunt romi, stai deoparte. Deci chiar de mici copii, înțeleg de la părinți, că romii, ea care trăiesc acolo, nu trebuie să te duci lângă ei, nu trebuie să vorbești cu ei, că nu-i bine. Deci odată e o chestie de educație din familie. Sau amenință deci copilul că o să te dau la țigani sau o să vină un țigan și o să te iei, exact, cu sacul, o să te fure, ceva de felul ăsta. Și aici ce vreau să spun, Oleg, nu trebuie să acuzăm neapărat o persoană care e matură acum pentru că a vorbit pe rat, pentru că el așa a primit educația când a fost mic, la 7 ani, de acasă, care să rețin mult mai bine în creierul omului decât educația de la școală și lui de la părinți, le știe că ăia de acolo sunt niște persoane care nu trebuie să aibă de-a face cu ei. Același lucru vreau să spun, adică oamenii trebuie să explicați. Ce vreau să spun, o persoană care a spus prima impresie nu trebuie să-i spui direct, înseamnă că este discriminează. Omul face pentru că așa a fost crescut de mic și habar n-are, nu a fost informat. Trebuie așa, dar poate găsim scuze și explicații și pentru violatori și pentru jefuitori, că așa au fost educați, nu? Nu. Eu ți-am spus că este o explicație care există, nu poți să o negi, că știi și tu, chiar tu ai spus că de mici copii, unii dintre ei, de părinți, li se spune să nu se apropie de țigani, de romi, așa li se spun de mici. Atunci, când ajunge omul ăla la maturitate, îți dai seama ce e în capul lui, el de mic crescând și crescând printre români, neavând de-a face cu romii, el tot timpul se gândește la aia că sunt ceva care nu... Deci, în primul rând, e o chestie de comunicare pe care Partidul Verde trebuie să comunice, să spună oamenilor aceștia să înțeleagă că oamenii nu sunt separați, nu, sunt tot din societate, sunt tot oameni, tot de-ai noștri. Asta vreau să spun. Al doilea aspect vis-a-vis față de romi. Ce se întâmplă? Aceeași problemă au și ei cu educația. Aici trebuie umblată, pentru că ei, educația de 7 ani este foarte lasă de dorit. Nu mai vorbesc că școlile, ei la școli au acces. Dar o parte din cum au acces dacă sunt 3-5 copii cu o singură pereche de încălțăminte sau cu două hăinuțe și fără deloc rechizite școlare, știu, și când te duci la școală te stigmatizează, aici te înjură, te alungă, sau sunt unele școli în care sunt segregați, sunt pus toți romii într-o singură clasă. Cum să se integreze dacă îi ții segregat? Stai puțin să-ți explic ceva. Este ceva similar ce s-a întâmplat în Statele Unite. Comunitatea afroamericană, tot așa, prin anii 60-70, dacă ți-mi minte, când a avut loc Revoluția, este tot așa. Stând cumva similar. Stau compact, ascultă de niște lideri. La noi, în România, comunitatea română a avut un Martin Luther King, n-a avut niște oameni care trebuie să fie din rândurile lor. Nu poți să duci tu, Oleg, sau eu printre ei, că nu mă ascultă. Râd de tine. Deci trebuie să identificăm dintre ei persoane care să vrea să facă lucrul ăsta. E clar că trebuie să fie și din interiorul lor, nu poți mai din afară, pentru că noi ce putem face? Le putem oferi și trebuie să-i ajutăm cu locuri în școli. Cu dar să-i învățăm pe ai noștri, cum zice Alex, dar pe ai noștri să-i învățăm să fie respectuoși cu altcineva de altă etnie, să ce ți-a spus mai devreme? Respecte legile, mai devreme așa că putem să învățăm pe ai noștri, să nu stigmatizeze, să nu împrăște vorbe de ură. Păi din școala generală la noi ar trebui copiii educați să știe despre romi, că există și că sunt frații noștri. Asta nu e
E corect că trebuie să existe. Problema este la cei care sunt mai maturi, pentru că ei înțeleg mai greu. Aici cu ei trebuie vorbit altfel, pentru că așa sunt oamenii, nu poți să... În primul rând, noi trebuie să încercăm să ajutăm comunitatea romă să se integreze. E greu de integrat pentru că ei sunt prin spiritul lor, prin natura lor, cum trăiesc ei, prin stilul lor de viață, ascultă, au un bulibașă, au niște reguli ale lor. Deci bulibașa trebuie să implice chestia asta. Trebuie oameni dintre ei să vină să intre în partide și trebuie să identificăm noi. Să vorbim cu bulibașa la sectorul 5, nu știu, să mergem acolo printre ei, să le spunem, oameni, vrem să vă ajutăm, haideți ce facem împreună. Adică nu poți și spunând doar așa, autoritățile facem, trebuie să duci printre ei pe acolo, nu poți să duci printre ei. Autoritățile văd că, cel puțin formal, fac bine. Am auzit că azi guvernul a emis o declarație în care a felicitat romii cu ocazia Zilei Internaționale a Romilor, deci măcar formal... Își fac datoria. Cu declarația o să rămână mulți dintre ei, în păcate. Asta măcar așa, măcar atât. Trebuie să apară un Martin Luther King printre romii noștri, care să poată să-i reformeze, să le dea un impuls. Eu român și tu, așa nu poți să duci printre ei, că nu ești credibil. Nu, pur și simplu, te iau așa. Exact. Deci foarte trebuie bine să identifici lider de opinie, care ați vorbit cu ei și spus mai mult, voi aveți rolul de a reforma, de a veni învățământul. Oamenii trebuie să stea acasă, că în familiile rome, copiii până la 7 ani au numai înjurături, au numai tâmpenii, numai astea. Adică ei când ajung deja la 15-16 ani, ei vorbesc numai tâmpenii, au numai Cu toată revoluția și cu toată emanciparea luterană a afroamericanilor, dacă toate e pomenit, azi am privit o emisiune la CNN în care se constată cifre dezastruoase de decese și de îmbolnăviri printre afroamericani pentru că nu au venituri, pentru că nu au asigurare medicală, nu se adresează la medic de frică că va fi taxat și o să rămână dator și nepoții lui pentru câți bani are de plătit acolo și oamenii mor în proporție de 40% din îmbolnăviri. Cred eu asta, e o scuză. Vă dați seama câți mor printre romi la noi? E o scuză pe care Trump a găsit-o de curând la ultima conferință de presă și a spus el direct că îmi pare rău că cele mai mari decese sunt în rândurile comunității afroamericane. Dar explicația este alta. Explicația este că comunitățile acestea afroamericane nu sunt asigurați, nu au asigurări de sănătate, ei nu își pot permite să plătească și normal au cele mai mari decese. Și nu poți să spui că e datorată etniei, că de fapt Trump a lăsat asta să înțeleagă etnic, că vezi, Doamne, fiind negru, ești mai pasibil să mori mai repede decât dacă ai fi alb. Nu e adevărat, problema este socială, din cauza asta mor mai mulți afroamericani, din cauza problemelor sociale, că nu au cu ce să îngrijească, nu au acces la sistemul de sănătate. Dar Trump a dat-o pe etnicitate. Vezi, Doamne, că din cauza că este poate așa, nu știu, mă gândesc că în capul lui o fi fost legătura că sunt etnici, sunt afroamericani și că probabil au ei alt ADN și de-aia mor mai repede. Ceea ce nu e adevărat. Dar nu știi ce să înțelegi din Trump, că ăsta e oricum are probleme. De la Trump nici n-am avut mari așteptări. Da, n-ai ce să vă aștepți prea multe. Dragilor, eu o să trebuiască să mă retrag, nu înainte de a vă spune că după ce se termină live-ul vostru și care mai are timp să intre, i-am pus deja pe pagina partidului, este o conferință online a verzilor europeni referitoare la COVID-19. Și această discuție care s-a început cu altă tematică, aș dori eu personal să o programăm pentru comunitățile sărace. Deci nu, aici includem tot și hai să vorbim aplicat pentru niște soluții în comunități respective, fiindcă avem un avantaj, pentru cine nu știe, avem consilieri verzi în diferite primării, o parte dintre noi au activat pe parte civică și putem veni cu niște soluții pe comunitățile respective unde putem face voluntariat sau așa ceva, o acțiune de genul ăsta. Eu știu, stabiliți voi, Silviu sau Oleg, mâine, poi mâine, habar n-am, dar să fie și oameni care sunt în consilii sau eu știu, alți activiști civici sau alții care vor să intre, fiindcă sunt soluții civice și să le dăm informații cele mai bune. Eu vă mulțumesc mult de această emisiune și a fost foarte, foarte interesant.
Mulțumesc. Am putea chiar și să închidem, că avem mai mult de o oră decât de când am început. Îmi place ideea lui Gabi și neapărat va trebui să vorbim și despre categorii sociale defavorizate, despre oamenii care rămân acum fără niciun fel de venit și li se adună datorii la servicii, datorii la chirie și riscă să ajungă în stradă, să îngroașe rândurile boschetarilor. Eu chiar aici pe scară am o vecină care era singura persoană care aducea, avea buget în familie, ceilalți doi sunt copii, sunt minori și acum sunt disperați că până la sfârșitul lunii li s-a dat termen să plătească, altfel sunt dați afară. Trebuie să vedem cum putem să ajutăm astfel de oameni, măcar cu idei, măcar pe viitor, când vom fi noi la putere sau în coaliție de guvernare sau măcar în opoziție, să avem soluții pentru astfel de oameni. Mi-a plăcut discuția despre venitul minim garantat. Va trebui să revenim la ideea asta și la discuții de tema asta, pentru că e fix în spiritul verzilor și al verzilor europeni. Numai bine, dragilor, vă mulțumesc mult și chiar dacă suntem la început de asemenea emisiuni, dezbateri cu clinciuri uneori, cu ipon și vazarii, sunt bune și așa trebuie să fie. Bun. Salut, salut. Servus, numai bine. M-am uitat, Încheiem, nu? m-am Doar acum. uitat, m-am uitat pe la comentarii și n-am văzut nimic notabil să le citesc, așa că dacă vreți și voi câte o concluzie, după care probabil o să închidem. Bun, două cuvinte, o să încerc să fiu rapid și într-un fel reiau ce a spus Silviu ultima oară, da. Deci să rămânem la tematica emisiunii. Bun, există aceste probleme în cei 7 ani de acasă, în comunitățile acelea și așa mai departe. Trebuie să apară o persoană sau mai multe, pe genul cum el a sugerat Martin Luther King, cum a fost pentru comunitatea afroafricană. Deci trebuie implicare din partea lor. Și noi, Partidul Verde, vrem să le oferim această șansă, da? Vrem să le oferim șansa să vină alături de noi, să poată să își facă punctul de vedere public, pentru că este evident că mesajul lor va străpunge mult mai ușor comunitățile specifice decât al nostru. Ăsta este un lucru cert. Deci, asta am vrut să spun. Avem brațele deschise pentru ei să vină alături de noi, să se implice și mai departe împreună putem mișca munții. Sunt convins. Am participat mai ieri la o discuție pe Zoom cu mulți lideri romi despre stigmatizare, despre discriminare și nevoia de îmbunătățire a imaginii romilor în societate și oamenii au zis că da, trebuie să căutăm niște lideri. Evident, nu se gândesc la un Martin Luther King, pentru că nici acela nu a fost un mântuitor, după cum spuneam, statisticile de azi tot arată probleme de supraviețuire pentru mulți afroamericani care sunt o minoritate încă marginalizată și discriminată în Statele Unite după atâția ani de la Revoluția aceea luterană, luteriană. Și emisiunea aceea poate fi privită, acei lideri romi în mod sigur se vor manifesta și în viața politică, nu neapărat în Partida Romilor, poate și în partide din astea doctrinare, dar care să fie deschise pentru integrare, pentru emancipare, pentru egalitate, pentru drepturi, pentru toți oamenii, nu doar pentru romi. Și sper că o să mai auzim despre acești oameni. Acum, dacă și Silviu vrea o concluzie la final, nu și-a pornit microfonul. Gata. Deci eu spun în hotărâre și susțin că Partidul Verde trebuie să implice în rezolvarea, să spunem, problemelor care se știe de a comunității rome, respectiv educația, asigurarea unei educații de bază, cel puțin 8 clase obligatorii, ca să poată să le facă orice copil de rom. Și aici ar trebui implicarea chiar a comunității și a celor de acolo care sunt responsabili, bulibași, nu știu, care să împingă și să aibă grijă cumva ca copiilor, copiii romilor să meargă la școală. Pentru că și acolo e o problemă, e o problemă foarte mare, pentru că se întâmplă să duc o zi, două la școală și după aia nu mai se duc, îl ia maică-sa și zice mai bine stai acasă sau du-te și fă altceva. Deci e clar că nu poate cineva să-l urmărească decât tot dintre ei trebuie urmăriți. Iar cum am spus aici, trebuie să se bulibașa, să aibă o discuție, să spună oameni buni, adică reformă. Haideți, măcar 8 ani de zile copiii noștri să meargă la școală. Avem locuri, sunt toate școlile, au și locuri alocate.
România, nu pot să spun, stă bine aici la referitor la alocarea de loc și inclusiv la facultăți au pentru atâta. Nu știu dacă sunt destule în momentul când vor fi, adică alocați să aloci când romii pot merge pe orice, la orice facultate. Ei au și locurile ale lor. Ideea este, haideți, deci cumva identifica, cum a zis Oleg, persoane din rândul lor care să fie promotori, să-i ajute, să-i împingă și noi să-i ajutăm, noi să fim cumva și o voce a lor. Putem să fim voce a lor, pe lângă partida romilor, nu știu, și alte partide, dacă vor să se implice în chestia asta. Dar să-i ajutăm să intre în comunit, cu ceilalți oameni împreună, să trăim împreună cu ei. Ei au tendința de asta separat. E o tendință, dacă observați... Am auzit Silviu foarte des folosind opoziția asta, ei și noi. Nu cred că e corect, pentru că sunt foarte diferiți și romii și nu pot să generalizez că toți au tendința să facă asta. La fel, nu, pot să generalizez, toți românii sunt legionari și xenofobi și sunt naziști, nu? Pentru că s-a întâmplat ce s-a întâmplat sau se întâmplă atacuri naziste. Deci să nu generalizăm, că asta e prima greșeală. Nu e generalizare, mi-a spus că nu e bine că se întâmplă lucrul ăsta, asta vreau să știu, nu trebuie să mai se întâmple și asta nu o fac românii, ei din potrivă, nu o facem noi, o parte dintre ei. Mi-a spus că nu e lucru pozitiv, i-a zis că n-ar trebui să mai se întâmple. Acum, interpretarea pe care vrei tu să o dai este altceva, eu am spus că ar fi de preferat ca ei să stea cumva răsfirat, să nu mai stea, pentru că stând compact își mențin obiceiurile între ei. Vreau să-ți amintesc, Silviu, că obiceiurile menținute între ei e un drept fundamental al Uniunii Europene. Toți au dreptul să-și păstreze cultura, să-și păstreze tradițiile, dacă nu sunt în contradicție cu legile. Deci, eu la nivel european să-ți păstrezi și educația, și limba, și cultura, și nu poți să-i impui, să-i răsfiri ca să-i asimilezi, nu? Ca ei să uite limba, să uite originea. Așa toți romii sunt acum... Te contrazici cu ce mi-ai spus mai devreme, că ai spus că să nu mai spunem de că stau separați, acum spunem că de ce... Deci, e o chestie pe care nu cred că se rezolvă la discuția asta noastră. Este o abordare... față în principal despre educație. Eu cred că aici trebuie lucrat foarte mult la educație și a românilor și a romilor. Pentru că la educație pornește totul. Ce voiam să spun, adică legat de ce spune Oleg, da, ok, îți dau dreptate, trebuie să Uniunea Europeană apără niște drepturi și așa mai departe, dar și ei trebuie să înțeleagă următorul lucru. E dovedit. De exemplu, cum să spun, mariajele, ok, dacă regula la ei să se facă mariajul pentru că așa decide tatăl și mama, fără ca fără ca cei doi oameni care se însoară, da, bărbat și femeie, să aibă un cuvânt de spus neapărat, sau o fac de prea timpuriu la 12 ani, urmând ca la 14 deja să aibă copii, trebuie să înțeleagă, de exemplu, dacă ești femeie, asta și ai copil ilegal, la 14 ani, poate fi să te expui. Am asta înțeles. E ilegal, nu trebuie penal impus, și poate fi dar impus. Trebuie educat. A spus și Elena mai devreme. Baronul romilor se implică să vorbească despre vaccinare, despre interdicția de a... Eu de asta spun. Mărita, da, copii. Baza de unde trebuie să se pornească aici, tot de la, din interiorul lor. Ei trebuie să înțeleagă că orice, ca să se integreze în orice societate. Pentru ca ce să... mai există stat, guvern, legi, dacă tot așteptăm ei să se emancipeze? De unde? De la ce să pornească? Să pornească de la condiția de sclav, acum 150 de ani au fost lăsați, le-a fost scoase cătușele și au fost lăsați fără cătușe. Cum să se dezvolte? Cum să ajungă din urmă? Cum să-i ajungă din urmă pe români, Oleg, fără să fie ajutați din urmă? Da, păi asta să-ți explic. Eu nu dau la o parte faptul că cei... înstăriți sau status sau oricine trebuie să-i ajute pe cei de perfect. Dar schimbarea întotdeauna începe de jos. Schimbarea începe și aici că vorbim în cazul de față de etnie. Atâta timp cât printre ei sunt cu siguranță oameni educați, citiți, cu facultăți în diferite domenii, oamenii aia trebuie să se implice, să vină în mijlocul lor, să le explice pe limbajul lor, poate cu care sunt familiari. Sau în orice formulă găsesc de cuvință, că datorită studiilor la care ei au fost, au aflat că, de exemplu, această datină ca femeia să facă copil la 14 ani nu este atât de bună pentru sănătate, că de aceea speranța de viață a etnicilor romi este mai mică decât a altor etnici și așa mai departe. Ei trebuie să se implice, cum este și la noi în cadrul unui stat, da? Dacă noi stăm așa și așteptăm să ne dea Iohannis sau Băsescu sau Iliescu
sau Ceaușescu să ne facă ei bine, nu ne fac nimic. Tocmai de asta ne-am întâlnit aici și încercăm să fim Partidul Verde sau alții încearcă să fie nu știu ce organizație civică. Nu putem să stăm așa, da? La fel este și pentru etnia. Deci trebuie și de acolo să pornească, pentru că altfel știi ce se poate, cădem în extrema cealaltă. Să considerăm noi că știm ce este valabil pentru ei și să venim să le impunem lucruri. Și ei să aibă tocmai această respingere pentru că o simt ca pe o impunere. De asta am constatat că în Republica Moldova funcționează mediatorii comunitari și ne-a zis Elena Sârbu că și în România există, dar eu n-am auzit despre această instituție. De asta există ONG-uri, de asta există Partida Romilor și dreptul de a fi reprezentați în Parlament pentru toate etniile, nu doar pentru romi, și se pare că au un reprezentant sau au avut în trecut. Au acum oricum la PSD, se pare că cel puțin un deputat de etnie romă. Deci trebuie făcuți pași din ambele direcții, dacă tot acceptăm baricada asta, ei și noi, și e bine să ne întâlnim cu brațele deschise la mijlocul baricadei și nu cu sulițe, să nu ne trezim cu un război civil sau cu un nou holocaust acum după această criză, cum s-a întâmplat după crizele din perioada interbelică. O concluzie, eu cred că în România românii sunt toleranți, noi suntem... De-a lungul timpului s-a dovedit că suntem toleranți, nu avem nicio problemă nici cu minoritatea romă, nici cu celelalte minorități. E problema de implicare de amândouă părțile, cum ai spus. Cadrul există, poate fi îmbunătățit, mă refer ca și ofertă pentru etnia romă în ceea ce privește educație, locuri. Aici trebuie adevărat, asigurat mai mult, dar trebuie și ei, pentru că, până la urmă, suntem în secolul 21, avem nevoie și de muncă calificată. Majoritatea, dacă nu umblăm la educația romilor, ca să oamenii să poată să învețe niște meserii, să poată să acceseze niște funcții. Ce facem? Atunci vor fi tot timpul clienții locurilor de muncă necalificate. Deci e clar, trebuie să lucrăm la educația lor, ca să poată să fie un doctor, un inginer, câțiva dintre ei. Dar sunt, adevăr, lucrează mulți în construcție, muncă necalificată, dar nici nu poți, pentru că în secolul 21 nu poți să ceri unei firme să angajeze romi pe o funcție care cere calificare și după aia să spui că spunând că firma aia face discriminare. Nu face discriminare, de la nevoie de oameni calificați. Iar tu, ca stat, trebuie să faci o calificare la oamenii ăștia. Oamenii ăștia, ce înseamnă calificare? Înseamnă să ducă la școli. Păi cum să duc ei la școli? Le asiguri locuri de, dar nu poți să duci lei de cap și să-l duci acolo, hai la școală. Ăla stă o zi, două și pleacă, dacă acasă îi se spune din familie sau nu știu ce, nu te mai duci acolo. Deci e o problemă foarte complexă asta, pe care în primul rând ei trebuie să, liderii, dar cum a spus și colegul, trebuie să, oameni dintre ei, oameni să fie lideri de opinie pe care noi să-i capacităm și să le spui, oameni, colegi, cum îți spune între ei, nu știu, haideți să mergeți la școală, aveți nevoie copiii voștri să învețe, să-și aibă meserie, ca să poți să-ți găsească locuri de muncă. Nu, România nu există să nu primească într-un loc de muncă că este, ca în America, că este rom sau nu. În România nu există chestia asta și eu, din câte știu, nimeni n-a refuzat să angajeze un rom pe studii și cunosc. Eu am avut colegi care sunt romi și au făcut școală și lucrează pe funcția respectivă. Dar nu poți să angajezi dacă nu știe. Întreabă fiecare rom și o să vezi cum s-a întâlnit cu discriminare și la școală și pe stradă și în magazin. Se uită toți că nu cumva să-i umble la buzunar, chiar dacă omul cel are masterat sau doctoratul. Dar l-a văzut la culoare și gata, se ascunde de el. Poate și Alex, dacă zice că are pielea neagră, să mărturisească cum se uită oamenii atenți pe unde merge el, unde ține mâinile. Dar nu mai zic la angajare, cum imediat, vezi deseori anunțuri pe OLX că nu angajăm romi, să nu se adreseze romi. E discriminare angro. Nu e discriminare, e vorba că nici nu ai ofertă, pentru că din partea comunității nu ai ofertă pe partea de forță de muncă decât la, ei știu unde lucrează, în principal în construcții sunt. În construcții și primul meu tot în construcții lucrează, pentru că a terminat 8 clase și pe alea a terminat cum l-a terminat, la Gosimari, lângă județul Giurgiu, dar măcar și face meseria și a învățat-o singur. A fost și la închisoare, a fost pentru că n-a fost atent, s-a întors și omul este, acum s-a lăsat de orice și lucrează, e cinstit, nu știu ce, și zice, mă, pare rău că uite, nu poți să-i convingi pe ăștia ai mei, o parte dintre ei să facă ca mine, de-abia iau cu mine, cu ziua să vină să muncească. Deci o problemă de atitudine în interiorul lor. Atitudinea nu poți să schimbi cu forța din partea românilor. Nu există așa ceva. Unul dintre romii
Unul dintre romii bine școliți și bine mediatizat, Gelu Duminică, e profesor universitar și l-am văzut vorbind Da, e odată la foarte bun. televizor sau pe internet. Trebuie să fie liderul, trebuie să fie martirul tăchinga lor. Spunea că le-a zis studenților să se îmbrace ca rom, să-și pună sau rochii dacă e fată sau dacă e bărbat, să-și pună pălării, să-și lase barbă, să-și lipească mustață, să iasă în stradă, să se simtă în pielea romilor. Și oamenii într-o săptămână și-au schimbat radical atitudinea față de rom, pentru că au înțeles cum sunt oamenii stigmatizați și discriminați, la modul practic, la firul ierbii, pe stradă, în magazin, la poștă. Deci ia încerc așa, ia încearcă Silviu, să-ți pui o pălărie, o mustață, să ieși în stradă, eu n-am să nicio te problemă simți un de pic pălărie și rom. Mustață. Da, dar nu e problema la asta. Nu cred că e. Noi trebuie să ne E problemă. Sigur, Când te simți, când te simți tratat așa cu o distanță, cu dispreț, e greu să te integrezi, să ai Ok, încredere. dar înainte de orice trebuie să le asigur oamenii ăștia necesarul de bază, în afară de ce spui că are o problemă de educație. Cum asiguri tu pentru o familie de romi care nu au școală, nimic, ca oamenii aia să poată să trăiască? Aici trebuie să te gândești și să ne Păi da, degeaba-i dai încălțăminte sau rechizite școlare și copilul îți duce acasă și nu are ce mânca. Cum o să mai ducă el la școală a doua păi zi? Asta Cu mațul zic. gol. Exact. Și atunci ajungem la partea de angajat. Cine angajează pe oamenii ăștia să muncească și unde? Atunci îi lăsăm mai pe... Simplul lucru este ajutor social, ceea ce și există la ora actuală. Deci sunt două variante. Îți ții pe ajutor social pentru ori le asigur locuri de muncă. Cum poți le asigur locuri de muncă la momentul ăsta, ei nefiind calificați? Doar în construcții, unde este muncă necalificată. Deci este chestie de și an, prost la plătită. Agricultură, poate. Și prost plătită, da. Păi da, dar ce vrei să faci? E societatea modernă. Nu poți decât să le dai, cum se cheamă, ajutoare sociale sau muncă necalificată. N-ai altceva. Îți trebuie 5-10 ani de zile de acum încolo ca să se formeze o tineri care să se școlească, să poată să aibă niște meserii, ca să poată să angajeze pe niște joburi, să zicem, profesionale. Altfel, asta e realitatea. Nu poți să angajezi pe o funcție, nu știu, oriunde, într-o fabrică, pe cineva care nu este calificat, ori calificat la locul de muncă. Deci, astea sunt lucruri pe care trebuie rezolvate în timp, nu poți să rezolvi imediat, dar trebuie să începute. Și, a zis, trebuie oameni dintre ei să implice, lideri de opinie, să-i trimită la școală, să-i urmărească, să vadă măcar ca să zică, uite, după ce ai terminat cursul ăsta, poți să te angajezi. Pentru că se vor găsi locuri de muncă și pentru ei, nu chiar toți resping romii, cum spui. Eu nu cred, eu, orice și din ăștia, nu pot să spun că nu, sunt și... cum să spune, și uscături și printre români foarte multe. Nu, eu pot să spun că resping, dar nu pe criteriu etnic, ci pe criteriul de om, cum pot respinge argumentele unui român sau unui englez, așa le resping sau poziția, deci nu pe criterii etnice, ci pe criterii care țin de valori umane. Îți spun eu că dacă ai un om pregătit, indiferent că e rom, că e chinez, că nu știu ce, îți găsești un loc de muncă imediat, cum se și dovedește. Absolut. Problema în economia de piață nu este, nu mai este etnia, ci este Absolut. Calificarea. Deci hai să nu mai fim chiar așa că este respins neapărat. Dacă îl pune la intrarea în bar și zice că nu au voie romii în bar, acolo e o mare problemă. Dar la angajare nu poți. Asta este problema de calificare. Și aici nu am văzut în România și nu cred că există peste tot, nu cred că există și ăștia care unde ai văzut că nu intră romi în bară, ăștia adevăr trebuie imediat luați și duci la judecată imediat. Dar să nu exagerăm, adică e clar, trebuie o emancipare în rândul romilor, ei să cumva să o modalitate în care să fie, să educe, să poată să acceseze joburi, pentru că la momentul ăsta nu pot accesa joburi de nivel profesional, decât muncă necalificată atât și ajutoare sociale. Mă bucur să că ați găsit timp că să discutăm despre bateria asta. La telefon, atât de mult discutăm. Mă bucur că ați găsit timp și baterie la telefon să discutăm pe tema asta și sper să revenim la acest subiect nu doar o dată pe an de 8 aprilie, de Ziua Internațională a Romilor, când iată în loc de sigla partidului am afișat drapelul romilor și l-am afișat cu mândrie. Sper că nu aveți nimic împotrivă. Mulțumesc, Silviu, mulțumesc, Alex. Sper să ne auzim și în seriile următoare tot așa cu vervă. Noroc! O seară bună! La revedere! La revedere.